Salut și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. După cum probabil vă dați seama, este o nouă zi de vlogmas, așa că primiți cu vlogul. După cum vedeți în spatele meu, ne aflăm în altă locație, într-un cadru diferit. Și pentru că mă aflu aici, haideți să vă explic așa în câteva cuvinte, în cazul în care nu ați văzut și nu mă urmăriți constant și sunteți noi aici pe canal. Sunt momentan într-o călătorie, ca să zicem așa, de afaceri. Sunt la un training cu serviciul și am improvizat un pic. V-am spus eu în clipul în care v-am zis unde sunt. Vă spuneam că nu am trepiedul la mine, dar cumva am improvizat și am reușit să poziționez camera în așa fel, mai ales că am și acest scaun. Am gândit-o un pic cum să poziționez camera și scaunul ca să pot totuși să filmez ceva și într-un alt cadru, să mai schimbăm un pic decorul așa de fundal, să mai facem ceva divers. Dar haideți că o lungim prea mult și nu vreau să vă țin aici foarte mult timp. Mie personal îmi plac foarte mult clipurile de tipul ce se află în geanta mea, what's in my bag, și asta vom face și noi astăzi. Am aici acest ghiozdan roșu, este un roșu mai închis decât pare pe cameră, este luat de pe Amazon și dacă îl mai găsesc o să vă las link în cutiuța cu descrieri. Dar haideți să vă arăt așa un pic. Are aici un buzunar mic în față, iar apoi încă două buzunare mari și mai are unul pe spate. Nu am cum să țin ghiozdanul să vă arăt, dar vom începe cu buzunărașul acesta mic și haideți să scoatem de aici. Aici avem un pachet din acesta de șervețele umede, iar apoi avem și un pachet de șervețele uscate, din acestea batiste, ca să spunem așa. Iar următoarele două lucruri pe care le am aici, unul este acest balsam de buze de la Sebamed și celălalt este acest dezinfectant pentru mâini cu pompiță de tip spray. Este luat din Tesco, mai am cam jumătate în el, din păcate nu îl mai găsesc. Ca și miros este cu lemongrass și vanila, dar acesta îl acceptă și Eric foarte bine. Haideți să desfacem următorul buzunar și să vedem ce găsim și aici. Aici am o cutie de Nurofen. În general am doar o folie, dar pentru că astăzi am plecat, am zis să o iau cu mine, toată cutia, n-am mai stat să scot ce este de scos. Și am pus și parfumul în ghiozdan pentru că am zis să nu-l pun în troller, întrucât am lăsat trollerul la recepție când am ajuns. Și am zis să nu se spargă. Și plus că nu este foarte mare. Apoi următorul lucru, o pereche de ochelari de soare, deși nu este cazul, dar în marea majoritate a timpului am ochelarii de soare cu mine, pentru că mai ales atunci când conduc, eu personal nu pot conduce fără. Apoi cheia de la mașină. Se pare că este în acest buzunar în față, deși în general o țin în acesta din spate. Și un alt lucru pe care îl am este o baterie externă. În general, de câte ori plec, mai ales dacă plec mai departe de casă, am o baterie externă cu mine. Știți vorba aia, just in case, pentru că niciodată nu știi ce se întâmplă. Și aici mai avem un singur lucru, și anume un baton de proteine, pentru că atunci când plec de acasă, întotdeauna vreau să am ceva cu mine. Și acum ne mutăm la buzunarul, la compartimentul cel mare, iar aici avem un caiet simplu
De data aceasta l-am luat pe acesta pentru curs, dar întotdeauna am ceva de notat, fie am un cărnețel mai mic, fie un caiet mai mare, depinde ce anume. Un alt lucru pe care îl iau mai ales atunci când plec în călătorii sau când plec mai departe, am Kindle-ul. Momentan nu citesc nimic pe Kindle, am o carte cu mine, dar nu mai este mult și o termin și atunci l-am luat cu mine ca să pot citi altceva. Un alt lucru pe care l-am mereu în geantă este vorba despre ochelarii de vedere pe care... Stați un pic să... pe care îi iau cu mine în marea majoritate a timpului, doar dacă cumva îi uit. Bineînțeles că aproape niciodată nu-mi lipsește portofelul. Am aici, după cum vedeți, și două stickere pe care mi le-a pus Eric, carduri, permisul, diverse carduri de cumpărături, am și ceva cash, iar în partea aceasta aici am și ceva mărunt, după cum auziți. Pentru că niciodată nu știi când ai nevoie de ceva mărunt pentru orice. Și bineînțeles că mai avem iar un snack. Mie îmi plac foarte mult, îmi place foarte mult porumbul acesta prăjit de la Love Corn. Și am pachetele din aceste mici de 20 de grame. Perfecte pentru un snack când ți-e un pic foame și nu ai răbdare până acasă. 87 de calorii în cazul în care vă interesează. Am și o sacoșică din aceasta împachetată, ca să zic așa. Încerc să țin una în geantă, oriunde plec. Bineînțeles că asta fiind acum într-o călătorie de training, nu îmi trebuie. Un alt lucru esențial, aș putea spune, care niciodată nu îmi lipsește atunci când plec, fie că plec cu geantă, ghiozdan sau fără, întotdeauna am căștile cu mine, am și acest inel aici ca să le pot prinde eventual de chei și atunci știu că întotdeauna am cu mine căștile. Iar apoi, un alt lucru pe care l-am în geantă este această cutiuță cu pastile în care trebuie să o reumplu, după cum ați văzut. Am vitamine, aici am și niște geleuri din acestea gumate cu ghimbir și turmeric, vitamina D, omega 3, ceva ce ar trebui să iau zilnic, dar din păcate nu o fac. Bineînțeles că telefonul întotdeauna este cu mine, în geantă, în buzunar, nu contează. Dar atunci când am o geantă, bineînțeles că acolo îl țin. Iar apoi încerc să țin un portofel din acesta în care să organizez totul. Dar înainte să intrăm în el, haideți să vedem și ultimul buzunar de aici, cel din spate. Iar aici, bineînțeles că primul lucru sunt cheile de la casă. Aici am un breloc de când era Eric mic, care și bineînțeles un AirTag, ca să fiu sigură că nu le pierd. Bineînțeles că niciodată nu plec fără chei de acasă. Iar apoi, ce mai avem aici? Aici mai avem un ibuprofen. După cum v-am zis, îmi place să îmi iau doar câteva pastile la mine, cât să am în caz de urgență, dar n-am știut că le am și atunci am pus acea cutie. Mai am și niște pixuri, asta de când am fost cu Eric la un loc de joacă ceva, a vrut să le ia să scrie și au... Și cam asta este tot ce se află în ghiozdan. Stați că am mai găsit ceva. Să dau ghiozdanul la o parte. Am acest dispozitiv de curățat ecranele. Probabil că l-ați văzut și voi pe net. Este un mic spray și efectiv cu el șterge ecranul
telefonului, ecranul, tabletei, laptop sau ce anume ai și nu-l țin în general în geantă, dar acum, pentru că știam că plec, m-am gândit că poate am nevoie. Și acum haideți să ne mutăm la minunăția asta de portofel, penar, cum vreți să-i spuneți, pentru că cred că de fapt este un penar. Eu l-am cumpărat din Tesco și aici am ținut mai multe chestii ca să nu stau să le să scobesc după ele prin geantă. Avem un elastic de păr pentru că avem părul lung și niciodată nu se știe când ne trebuie. Apoi am o cremă de mâini pentru că mai ales acum cu sezonul rece ai nevoie de o cremă de mâini în geantă. Mi se usucă foarte rău mâinile de la vremea rece și de la apă, de la săpun. Apoi am acest balsam de buze cu aloe vera. El este verde, dacă mai țineți minte din copilărie, erau acele rujuri verzi, tot așa, care atunci când îl aplicai pe buze se transforma în roșu. Așa este și acesta. Vedeți să vedem pe unde le punem. Apoi am niște plasturi pentru Eric, sunt aceștia. Cred că am fost odată cu el pe undeva și am zis să iau să fie. Iar apoi avem și niște post-it-uri, pentru că atunci când mergi undeva, nu știi exact după cum v-am zis, trebuie să am ceva de notat. Deși pot nota în telefon, de cele mai multe ori prefer să o fac pe un caiet. Apoi am acest ruj de la MAC, pe care l-am luat pentru că este într-o nuanță oarecum nude și m-am gândit că merge la orice situație, nu este prea îndrăzneț. Am și un parfum aproape terminat, un mini parfum din acesta. Este vorba de Today de la Avon, nu mai are foarte mult, ca dovadă că l-am folosit. Apoi mai avem o cariocă din aceasta mică, tip Sharpie, o gumă de mestecat, pentru că Rafael nici fără gumă nu plec nicăieri. O mică lanternă pe care o poți agăța de chei. Nu mi-ar trebui vreun kit de supraviețuire, dar se întâmplă uneori să mai plec, mai ales acum că se întunecă de vreme, să plec cu Eric și să ne întoarcem seara și în cazul în care, nu știu, scapă ceva pe jos sau așa, știu că uneori vrea să caute și el cu lanterna, deși eu am lanternă la telefon și, bineînțeles, că mai avem un pix. De ce nu? Și un lucru pe care l-am acum în geantă, dar nu îl am în mod obișnuit, nu stau să car cu mine așa ceva, este vorba despre acest îndulcitor, pastile, pentru că, după cum v-am spus în clipul trecut, știam că avem o stație de cafea și am zis că poate îmi fac cafea dimineața. Întotdeauna am o sticlă de apă, atât atunci când plec singură, cât și mai ales atunci când plec cu Eric. Și aceasta este foarte convenabilă pentru că este cu pai și poate să bea și Eric chiar și atunci când suntem în mers cu mașina, poate să bea foarte ușor. Aici este destul de moale, adică nu se poate lovi, n-are nicio chestie. Dar da, cam asta a fost clipulețul de astăzi, cam asta este ce se află în geanta mea, sper că vi se pare interesant și util. Sunt lucruri de care ai nevoie poate în fiecare zi, sunt lucruri de care ai nevoie ocazional, dar mi-am dorit de foarte mult timp să filmez acest clip, pentru că mie îmi place să le urmăresc. Așa că am zis că este ocazia perfectă, tot am puțin timp liber aici și liniște. Și am și niște chestii extra în geantă față de care față de viața de zi cu zi. Dar da, cam asta a fost clipulețul de astăzi. Nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut clipul și dacă vă place ce găsiți la mine pe canal. Nu uitați să vă abonați, pentru că mă ajută foarte mult. Este un gest foarte mic pentru voi, un like și un subscribe, dar pentru mine mă ajută foarte mult pentru că îmi doresc din suflet să cresc acest canal. Am vorbit prea mult, clipul este destul de lung, nu vă mai țin. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, sper că ați rămas până la final, iar dacă ați rămas până la final, vă mulțumesc, iar până mâine când ne vedem cu un nou filmuleț. Pupici, pa, pa!